Un băiat în vârstă de 9 ani a trăit singur timp de 2 ani într-un apartament neîncălzit după ce a fost abandonat de mama sa. Femeia și-a părăsit propriul copil pentru a locui singură cu noul partener, lăsându-l astfel pe fiul ei să se descurce singur. Copilul a fost lăsat să se descurce singur într-un apartament din Ersac, un sat de la periferia orașului Angulem, după ce mama sa s-a mutat cu noul ei partener la 5 km distanță, relatează presa franceză. Băiatul a trăit singur din 2020 până în 2022. În acest timp a trecut prin momente dificile, fără apă caldă, încălzire sau electricitate. El a fost nevoit să se spele cu apă și să se învelească în saci de dormit și pături pentru a nu muri de frig. Băiatul a furat roșii de pe un balcon din apropierea apartamentului în care stătea și a fost nevoit să caute mâncare la vecini pentru că nu avea cu ce se hrăni. În cele din urmă, vecinii au mers la poliție, dar autoritățile au reușit să-l ia pe băiat în îngrijire. Înainte ca acesta să fie găsit, vecinii și-au exprimat îngrijorarea față de mama băiatului, care le-a spus că are grijă de fiul ei și să nu se amestece în treburile ei. Problemele băiatului au trecut neobservate, au spus localnicii, deoarece mergea la școală, era curat și avea note bune. Mama lui, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnată săptămâna trecută la 6 luni de închisoare pentru abandon și punerea în pericol a unui minor. Tatăl băiatului, care locuia în alt oraș, nu a fost acuzat. Autoritățile au precizat că în acest moment băiatul se află în grija serviciilor sociale, relatează știrile ProTV.ro.